Nu ați spus dumneavoastră că majoritatea liderilor tot spun că eveniment istoric. Spuneți, vă rog, noi avem 80 de partide înregistrate, astăzi oficial. Plus minus, da. Din care au participat numai 13. Care se pare că au fost 12 sau 11 până la urmă. Da. Că chiar și același filat cu Piledimie, cumva, în drum spre semnare, Matinka la Razvilku a făcut nalevă spre Tamojnii Soyuz, că nici nu a ajuns. Și eu puțin n-am văzut să iasă cu voi declarație. Spune, te rog, acest eveniment ce a schimbat astăzi? Viața cetățenilor. Oare au unit toate partidele, așa cum a fost în cazul pactului de la Snagov, care cineva încerca să-l dea ca exemplu, da? Acolo chiar toate partidele. Acolo toate partidele. Și eveniment istoric era să fie când 82 de partide semnau acest pact astăzi, da? Dar când au semnat doar 13. Și că au văzut că filații au pierdut pe drum și au adăugat aurul, care în România general e declarat pro-rus, domnul Gonță. Dumneavoastră înțelegeți că majoritatea partidelor care au participat la această semnare, dacă îi punem puteți împreună, ei nu trec pragul ăsta. Nu știu de ce s-a rătășit acolo partidul lui domnul Chicu, asta pentru mine a fost o surpriză. Dar domnul Chicu n-a fost. L-a delegat pe vicepreședinte informații. Că toți liderii partidelor care au peste 1% n-au venit să semneze personal. Este adevărat. Și banul domnului Ionce, ban la fel. Da. Cum e eveniment istoric dacă voi rușine să veniți președinți de partide la eveniment istoric, care voi îl numiți istoric, și tot voi nu veniți? O venit Grigor 035 cu 06, nu știu care și tot așa. Ce vorbim noi, domnul Gonț? Pașul s-a delegat o persoană care eu nici n-am știut că există așa om. Înțelegeți? Și eu am aflat azi. Da, și dumneavoastră, vedeți, care cunoașteți majoritatea policienilor. Nu, dar serios, domnul Sată, dacă să lăsăm ironia și sarcasmul, de ce un atare eveniment, de exemplu, n-a fost onorat cu prezența însăși doamnei Maia Sandu sau cel puțin a domnului Igor Grosu, da, ori domnul Dorin Recean. Domnul Gonță, deoarece acest eveniment din start a fost gândit la președinție și eu cunosc toate detaliile și am vorbit despre asta public, nu vreau să mă repet. Deci este combinația, putem să spunem, ai Maia Sandu și echipii, prima, pentru a crește un bloc pentru viitoare coaliție, doi, cel mai important, doi era ceea ce m-a spus, prima, asta că dumneavoastră insistă că trebuie să câștige alegerile din primul tur, că altfel nu le câștigă. Și acest eveniment cumva e legat și cu referendumul inventat de doamna președinte și inclusiv de acest pact pentru Europa. Înțelegeți? De asta, dacă dumneavoastră iniția acest pact pentru Europa, apoi, în general, semnau numai 3 partide. Dar așa sunt măcar 13. Majoritatea din care au doar ștampila, domnul Gonță. Partidul și ala este cunoscut doar de proprietarul ștampilei. Nu noi despre ce vorbim. Și tot ei spuneau, apropo, ca să facă regulile în partidul. Asta spuneți, deși el e istoric. Înțelegi? Asta e fix așa cum să vie ăsta Popșoi. Știi cum el e? Ministrul de externe. Cunoști, da, lucrul ăsta? Fix așa cum el se iasă după întâlnirea cu omologul său din Franța și Popșoi se iasă și zică «Je m'appelle Tour de Eiffel». Înțelegi? Ia că așa e și pactul ăsta lor. De asta este o acțiune pur politică, este o acțiune iarăși care îi dezbină de-am și pe cei pro-europeni. Nu îi dezbină pe pro-europeni și pro-ruși. Dar din astea 80 de partide, 82 cât sunt ele, domnul Gonță, 60 pro-europeni. Dacă luăm 60 de partide pro-europeni care sunt astăzi înregistrate la ASP și au participat doar 13, apă asta și prezența îi dăm. 20% din partidele pro-europeni înregistrate și îi numesc eveniment istoric. Și încă o parte dintre cei care au participat azi la referendum, a să fac tot ca să nu treacă referendumul lui Maia Sandu cu integrarea europeană.